Apropo de strategiile de la Ministerul Agriculturii, una din măsurile țintite de acest guvern este comasarea terenurilor. Găsirea de soluții, astfel încât mici fermieri să se comaseze. Credeți că este o măsură bună acum în contextul reformei politice agricole comune? Da, cred chiar o măsură indispensabilă, pentru că nu poți vorbi de o restructurare a agriculturii fără o restructurare funciară și o comasare. E clar că performanța în agricultură e legată, bineînțeles, de calitatea sau valoarea adăugată în agricultură e legată și de calitatea produselor pe care le scoți, dar trebuie să ai și o dimensiune economică viabilă și asta presupune și o comasare a terenurilor. Și chiar în politica agricolă comună vor exista instrumente care vor putea facilita acest proces de comasare. Revenind la micii producători, guvernul tocmai a introdus un impozit pentru persoanele fizice mici producători. Urmează, cred, să apară și normele de aplicare. Mulți dintre ei însă au început să se plângă că plătesc deja un impozit pe verticală, să spunem. Plătesc deja impozit pe terenul pe care l-au, plătesc impozite pe vacile pe care le-au, plătesc impozit pe, plătesc cardul de acces cu laptele în piață, plătesc impozit pe profit. Cum vedeți dumneavoastră de la Bruxelles aceste chestiune? Păi nu prea pot să-mi exprim un punct de vedere detaliat, pentru că asta ține de politica de impozitare și de taxare și bugetară a României. Ceea ce pot să spun este că din punctul meu de vedere impozitarea ca instrument de scoatere la lumină pe piață a producției agricole e un instrument important, pentru că fără această scoatere la lumină a producției nu poți să vorbești de dezvoltare prin investiții și modernizare. N-are cum să se ducă un fermier la bancă să ia un credit sau chiar să ia fonduri europene dacă n-are o minimă contabilitate și dacă n-are o idee minimă despre cât cheltuiește și cât produce. Dacă politica de impozitare este un instrument pozitiv de stimulare a dezvoltării economice, e un instrument util. Dacă politica de impozitare e văzută doar într-un mod restrâns, doar de colectare la bugetul statului a unor taxe, fără ca nivelul acestor taxe să fie corelat și cu potențialul actual și de dezvoltare a sectorului respectiv, atunci sigur cred că e mai mult riscă să fie mai mult o frână în dezvoltare. Nu pot să vă dau un răspuns pentru că n-am acum toate elementele, dar cred că în paralel cu această politică de impozitare, dacă este dezvoltat și un program de susținere a dezvoltării economice a acestor ferme, nu poate să fie decât benefic. Oricum, în toate statele din Uniunea Europeană, acolo unde există agricultură performantă, e o agricultură care produce la lumină pe piață și nu la negru. Deci ăsta e un element esențial. E adevărat că, pe de altă parte, România are o particularitate și o știți foarte bine. Aproape 40% din populație trăiește în mediul rural, o proporție uriașă, și mare parte din ea trăiește din agricultura de subsistență sau de mic-troc. Și atunci e posibil ca unii dintre acești, sau mulți dintre acești mici producători să întâmpine Sigur, tocmai de aceea probabil că e nevoie și cred probabil că s-a ținut cont și de asta, de un anumit plafon de la care începi să faci impozitarea. Nu poți să faci pentru toți și pentru o categorie care s-ar presupune că sunt capabili să producă mai mult decât au nevoie să consume. Și pentru că tot vorbim de bani cheltuiți corect, rapoartele Curții Europene a Auditorilor au arătat că de multe ori banii din plăți directe se duc către zone care nu au nimic de a face cu agricultura și în România cred că au fost niște cluburi de vânătoare care au primit astfel de plăți directe. În Germania cred că a fost și un club de golf, dacă îmi aduc bine aminte. Ce măsuri veți lua sau ce măsuri ați prevăzut în noua politică agricolă comună pentru a limita la maxim aceste derapaje în cheltuirea banului comunitar? Păi două lucruri am prevăzut. În primul rând, o definire a agricultorului activ pentru a putea orienta susținerea financiară spre cei care au activități agricole,
active și nu doar prin faptul că au pământ sau teren agricol și se numesc agricultori, trebuie să și folosească terenul respectiv și printr-o definire a activității agricole, ca să fie clar ce înseamnă activitate agricolă sau de întreținerea terenurilor respectiv pentru menținerea biodiversității, capacității productive, pentru a putea ținti mai bine cu alte cuvinte, nu vom mai vedea subvențiile. Nici plăți directe pentru terenuri virane, cum din păcate s-a întâmplat des. Sigur, asta n-ar trebui să întâmple nici acum. Dacă agențiile de plăți sau autoritățile de control și-ar face treaba și-ar aplica chiar și reglementările care există acum, care poate nu sunt încă suficient de clare și de ferme, dar care există deja, deci dacă aceste reglemente s-ar aplica, n-ar trebui să fie finanțate terenuri virane pe care nu se întâmplă nimic. Din punctul dumneavoastră de vedere, acum, la începutul anului 2013, care sunt cele mai mari trei probleme pe care le are agricultura din România și pe care ar trebui să le rezolve cumva în viitorul apropiat? Aici cred că, dacă întrebați 5 persoane, să aveți probabil 5 puncte de vedere diferite, pentru că pentru fiecare poate să fie priorități. Pentru agricultură. Ei, eu nu pot să mă exprim în calitate de, sau nu pot să spun din punctul de vedere a Comisarului European pentru Agricultură, ci din punctul meu de vedere, atâta cât cunosc agricultura din România, cred că această problemă de aducere la lumină a producției agricole este un element cheie pentru a vorbi de investire în dezvoltarea agriculturii. În al doilea rând, cred că problema organizării producătorilor agricoli este la fel un element esențial pentru dezvoltarea în perspectivă a agriculturii, deci a organizării producătorilor, organizare cu caracter economic. Problema funciară, a comasării funciare și a eficienței utilizării fondului funciar este o altă problemă care cred că trebuie rezolvată și problema colectării și comercializării producției agricole este o altă chestiune care mi se pare importantă, pentru că nu e suficient să faci valoare în câmp dacă valoarea respectivă nu este păstrată și remunerată pe piață. Și asta presupune capacități de stocare și de comercializare.